Am revenit cu un nou episod, de data asta ceva mai special, deoarece avem top 10 momente din 2021. Putem spune că 2021 a fost primul meu an în YouTube și sper să mai urmeze mulți, mulți, mulți ani încolo. Vă mulțumesc frumos pentru susținere. Haideți să facem 150-200 de like-uri așa la video-ul ăsta și haideți să vedem ce am pregătit pentru astăzi. După cum vedeți, primul video al acestui rewind, așa, al acestui best of, este un video de când nu aveam nici cameră, făceam live-uri din consolă. Și avem probabil francez ST, da, este Mbappé. Îl avem pe Mbappé. Îl avem pe Mbappé prins încă de pe live-urile când făceam din consolă. Deci eram la început rău de tot. Asta era undeva pe la locul 10, avem și chat-ul aici pe dreapta. Și locul 9, care e tot cumva combinat. Am făcut așa un mix cu un pachet deschis pe web app și de asemenea a venit fratele Mbappé la FIFA 22 odată, la FIFA 21 odată. Bă, chiar frumos. Mi-a venit Mbappé ăsta la FIFA 21, mi-a mai venit odată. Deci a tras Mbappé ăsta la noi forță rău de tot. Hai să vedem ce avem aici. Premier League, Premium Player Spec, tot la FIFA 2021, tot live-uri de pe consolă. Cine așteaptă pe noi aici? Dacă vă vedeți în chat, lăsați mesaj. Eram în chat și în 2021. Senegalez, left wing. Mamă, mare mane ăsta, Team of the Year nominee. Eu am zis că e Team of the Year direct, dar ăsta de fapt nici nu-i nominee, Team of the Year Honorable Mentions. Mamă, am jucat cu mane ăsta până la finalul jocului, l-am forțat rău de tot. Ia uite, Valentin Croitoriu, Jack, Mișu, uite, Raul, mamă, toți băieții mei, uitați-vă pe chat, băiatul nostru Mateo. Lăsați comentariu, băieți, și spuneți, eram pe chat și în 2021, neapărat. Aici avem mare player pick. Player pick-ul ăsta ar fi trebuit să intre în top 5, după părerea mea, că ne-a picat unul dintre cei mai buni jucători din istorie, însă l-am pus mai la final așa pentru că e la FIFA 21 și e live fără cameră. Mamă, mare Eusebiu, cel mai bun jucător care mi-a picat de când joc eu FIFA la player pick-ul ăsta. Bine, au fost forță, Primer, Mid, Icon, player pick-urile astea au fost forță și un Zanetti, avem și un Zanetti acolo pe stânga și Zanetti era mai mult decât ok, dar a picat, bă, mare Eusebiu. Live-ul era în extaz. Forța. Șmecher rău de tot Eusebiu ăsta, l-am jucat și pe el. Eusebiu și cu Mane i-am forțat rău de tot. Avem un video pe TikTok, premiile la Marky Matchups. Da, mi-amintesc. Eram în camera de cămin de la Piatra Neamț de acolo, stăteam frumos pe spate și am zis că hai să fac și eu Marky Matchups ăsta, că nu știu dacă ne pică ceva, sincer. Și am zis că hai să-l și înregistrez, că pe consolă, pe PS4, poți să apeși de două ori share-ul și îți înregistrează. Și hai să vedeți, în ultimul pachetel, Rare Electrum Pack. După cum vedeți, scrie și aici pe TikTok, a venit regele direct. A venit regele, Goat Messi 93. Mamă, ăsta mi-a venit cred că în prima lună din a jocului. L-am vândut cu 800.000 ceva de genul și mi-am făcut echipă foarte, foarte, foarte bună. Follow Nemții TV pe TikTok, băieți. Haideți, vă aștept acolo pe TikTok. Forță, forță Messi. Intervine grădina Zoo în top. Mamă, ăsta a fost viral pe TikTok, ăsta direct. A plecat pisica direct. Mamă, s-a urcat pisica. A plecat pisica direct, mi-a dat mare tricou cu Mutu. Mamă, l-am și acum în spate aici pe tricou ăsta cu Mutu, l-a aruncat direct în aer. Pisică mârlămoaică, grădina Zoo, doar la Nemții TV. Doar la Nemții TV puteți să vedeți așa, grădina Zoo. Aici avem un moment în care să mă bată tata, dacă nu era să mă duc la vale. Era să mă duc la vale pe live, ia. Ia vedeți fața mea. Mamă, ia vedeți fața mea. Mamă, era să mă duc la vale. Primul streamer care murea pe live eu eram. Ia uitați-vă la mine. Ia uitați-vă ce m-am roșit la față. Mamă, ce-am trăit atunci, nu mai puteam să mai vorbesc. Nu era nimeni în casă, nu știam ce se întâmplă. Uite ce râdeau mărlămoi ăștia pe chat. A venit regele Măgoaie. Ia uitați-vă la mine cum era. Ia uitați-vă ce roșiaț aveam în obraj. Mărlămoiul de câine era frumos, era și el pe video. Mamă, pe bune că e de tot momentul ăsta. Era să mă duc și pe live. Frumos rău de tot era dacă mă duceam pe live. Mi-a dat Măgoaier de marăgușit total. Tot pe același live cu răgușitul și cu alea. Ia stați așa să dăm pe modul cinema. Ia, a plecat. Am prins pisica, boys. A plecat. Pe același live cu Măgoaierul când m-am unecat, a venit pisica. După ce a încercat Măgoaier să mă denorocească, a venit pisica. După a zis că hai că te rezolv eu. Hai că te rezolv eu, brodere. Am prins pisica. Mamă, top 3 direct. Top 3 direct. Ia vezi.
Aveți frică că nu mai știam cum să-i dau drumul să mă bată tata. Mamă, mă omoară pisica. Mamă, mă omoară. Ce să fac și eu troll? Că am stat cu abonații noi până acum. Facem. Dacă intrăm are... Mamă, ia vezi. Ia vezi cum vrea să-mi scoată ochii. Mă zgârie. Mamă, a plecat. A plecat, mamă, de două ori pe același live. Era să, mamă, era să plec. Bune. Era să plec departe, rău de tot. Nu pot să cred așa ceva. Pe locul 2 nu putea să lipsească fratele Tudor. Să dăm așa un pic mai încet. Locul 7. Prima oară când intrăm în top 10 pachete norocoase la omul nostru Tudor Buțan, care eu vreau să-i mulțumesc și pe această cale pentru toate raidurile și pentru tot ajutorul. Ia vezi. Bă, când protată, bă, Jesus, tată, de 89. A plecat, ia vezi. Și așa dă reacția. Ia vezi celebrare. A plecat nebunul ăsta de Jesus. Forță, fratele nemții. Senzație rude. Au venit toate așa progresiv spre finalul, anului și am avut chiar un final de an foarte, foarte frumos. O să vedeți locul 1. Locul 1 a fost, o să fie senzație. Ia. Hai să vedem. Aici mai e un Claude Maurice. Mai e un Claude Maurice. Bă, nu e. Hai să vedem și mai. Mamă, și a plecat și Craig. Ăsta a fost live-ul cu giveaway-ul ăla mare pe care l-am făcut noi pe 19 decembrie. Și mi-a venit Craip așa, nici nu prea l-am simțit pe Craip ăsta, însă a fost forță, a fost șmecher. Deci locul 2 în topul nostru e faptul că am intrat în top 10 pachete norocoase pentru prima dată la fratele Tudor. De pop, Tudor, mulțumesc frumos încă o dată pentru toată susținerea. Oare de la căciulița aia cu Moș Crăciun? Și topul 1 al acestui rezumat al anului 2021 nu putea să fie altceva decât momentul în care am făcut 5.000 de abonați ieri pe live. E de pe 2 ianuarie 2022, dar am băgat la 2021, că a fost momentul așa care ne-a încununat toată munca. Și am reușit să facem 5.000 de abonați. Ia vedeți, a plecat șampania. Ia vedeți reacție. Ia vedeți reacție de bărbat. Gata și PS5-ul? M-am chinuit cu capacul ăla de m-am distrus. Ia. Ia să vedeți când pleacă dopul. Să vedeți când pleacă dopul mare nebunie. Bă, dacă nu bub. Ia. Mamă, reacție. Mamă, reacție de bărbat. Mama, a plecat reacția de bărbat la 5.000 de abonați. Scurge șampania. Am reușit. Fetiță, să mă bată, tata. Am făcut 5.000 de abonați, am desfăcut șampania și am reușit să facem 5.000 de abonați pe live-ul de aseară, băieți. Vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea voastră. Vă invit să lăsați în comentarii care a fost momentul vostru favorit din 2021. Să apăsați pe butonul de like și să vă abonați, bineînțeles, dacă nu ați făcut-o deja. Iar noi ne revedem pe următorul live sau pe următorul episod, cine știe. Eu sunt Nemții, vă pup!